acum întâlnită astăzi, 25 februarie 2020, este legal constituită și își poate desfășura lucrurile. La ședință participă un număr de 15 consilieri, în total de 15. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Coacă Vasile Dan, zice primar. Cine este pentru, vă rog frumos? Este cineva împotrivă? Domnul consilier, mulțumesc pentru încrederea acordată. Și aș vrea să, dacă sunt ceva subiecte pentru procesul de la ședința anterioară. Domnul Surugiu. Da, aici, o secundă, domnul Surugiu, dacă mă așteptați. În urma discuțiilor avute cu crescătorii de animale, i-am cerut domnului consilier Surugiu să vină să ne prezinte lucrurile care s-au întâmplat în asociație cu crescătorii de animale, ceea ce s-a întâmplat acolo și deciziile care s-au luat la nivelul asociației. Domnul Surugiu cred că a venit pregătit și are un material să, să ne-l prezinte, să ne-l prezinte și noi. Da. Dacă există ceva la procesul de înregistrat, o să dau consilierul care vrea să uite pe aceste documente. Am făcut o prezentare în partea de studiați, care vrea să uite în bună dispoziție de fiecare. Subite, eu vă spun și cum i-am dat. Deci, în legătură cu ce au cerut acești domni sau pescători de animale, Coacă Benoni, Ardeleanu Constantin, Ardeleanu Emil și Ilimia, dar în primul rând nimic nerușinare. Ei vor doar bani. Nu-i interesează de islat, nu-i interesează să facem ceva pentru comunitate, să mergem într-o asociație, să ne unim, să unim forțele, ei vor doar bani. Dovedim faptul și vă spun date concrete cum am încasat bani. Deci nu mai dau din 2016-2015 care au luat banii ei. Nu, 2016-2017-2018. În 2017 nu dau din 2017. Unde s-a încheiat un proces verbal, unde s-au luat angajamentul. Toți crescătorii de animale. În urma datoriei care era actuală, atunci la primărie era o datorie undeva la 400 de milioane și au ajuns acum la 900 din cauza nu și-au plătit datoriei. Atunci s-a încheiat un proces verbal, s-au dat suprafețele de pășunat fiecare în parte, să le depună la APIA în cont propriu și banii nu au mai intrat în contul asociației, au intrat în contul dumneavoastră. Ei s-au angajat, vor curăța și întreține izlazul și va da din cele încasate subvenție 40% pentru asociație, unde asociația poate să-și desfășoare activitatea, unde trebuie plătit un contabil, un secretar, fiindcă nu ne jucăm cu banii, și trebuia achitată datoria. Și aveau și o cotizație de 800 de lei ca membru în asociație. Bineînțeles că ei nu au respectat absolut nimic, n-au dat niciun ban, au dat ei niște chitanțe pe la primărie, ce le-au dat, nu știm cum au dat, și vreau să vă spun ce sume au încasat aceste persoane. Deci vă spun, e Adrianul Mihaiel. Deci aveau cândva o 36 de hectare, echivalent să dă cam 200 ceva de euro pe hectare. Deci au luat 360 de milioane bani unul. Deci numai pe un an. Deci eu ca o 3 ani au luat undeva la 1 miliard și ceva, 1.200.000, că ulterior s-au mai mărit suprafața, spunând și cu agresivitatea care s-au întâmplat în conservator, așa se procedea în toate. Intrau cu forța și spuneam că doar nu mai iau dreptul. Dar vreau să mai atrag atenția și domnul primar în situația și eu sunt și Dan Costă, eu știu, acești pescători de animale au închis tot izlada. S-a primărăreat să undeva de 70 de hectare, care nu mai pășunează nimeni, nu mai poate să intre nimeni, au închis cu gardul. Știi și domnul Adrianu, deci este de acolo, știți foarte bine că cetățenii s-au revoltat, au spus că nu îi mai lasă nici măcar să mai treacă. Deci acești oameni vor terenul lor. Nu înțeleg că terenul e a comunității. La toate comuna nu e al lor, că ei doar cresc animale. Dacă au animale și cresc animale, nu înseamnă că cineva trebuie să-l idei lor. Dar dacă și-au luat subvențele, ei trebuiau să curețe izlazurile. Nu trebuia să iei subvențele doar de dragul să ia subvențe. Ce s-a încheiat, nu s-au respectat. Bineînțeles,
datoria la primărie a crescut. Deci în următorul an, 2018, datoria a crescut de 650 de milioane. Deci din ce în ce creștea. Deci atunci era undeva la 40.000 de litri, 400 de milioane cu debitul și 250.000 era, 250 de milioane era penalitățile. Bineînțeles că la data respectivă au făcut o gălăgie de nu se mai putea și nu s-a înțeles nimic. Au făcut ce au vrut ei, nu au vrut să dea bani, asociația trebuia să funcționeze, le-a dat din nou terenurile. În care pe mine m-a vitrecit, nu mi-a dat mișterie, nu mi-a dat cum a vrut ei, nu am spus nimic, eu m-am dus în instanță și mi-am dus atât în instanță. Iar dumneavoastră nu s-a dat niciun bani. Următorul an, 2018, datoria costă la 700 și mai milioane. Deci că ei nu și-au achitat dreptul, ei și-au dat niște chitanțe, așa au crezut, ei nu e interesat. Deci mai grav este, asociația n-a avut niciun buget. Nu, deci toate documentațiile, ce s-a făcut din bani proprii. Ei nu e interesat, ei spune că au dreptul și vor să ia bani atât. Deci, văzând că nu se poate înțelege, în anul 2018 trebuia să închem odată cu problemele asociației, că banii trebuie să dăm la primărie, trebuie să-i dăm, nu avem ce face. Și sarcina cădea în consiliul director și asociației, ei nu interesează. Pe ei nu cheamă, ei nu trage nimeni la răspundere. Atunci s-a hotărât asociația ca suprafețele să intre, să le pășuneze ei, iar banii să intre în asociație, în contul asociației, asociația și poate să-și plătească datoria. Ei trebuia să-și facă lucrări, restul de bani, dacă curățau un izlazul, îi primeau dumnealor în urma curățirii acestui izlaz. Ei nu și-au respectat nimic. Absolut nimic, nu au curățat, dar mai grav este că au și primit terenul, suprafețe de teren, care să le curță, au și semnat pentru acela. Iar excluderea în asociație, cum spun ei, a fost excluși din cauză că nu se mai putea înțelege. Coacăvenului, Ardeleanu, Irimia și Rumbu. Dar cei mai vocali sunt Coacăvenului, Ardeleanu și cu Irimia. Vorba nu interesează. Atunci s-a decis excluderea de către toți membrii asociației, este proces verbal, dar nu au fost vitregit nimic. Ei au primit teren. Deci nu au fost ca să zică, domnule, cum au venit și au cerut în vrem terenul. Da, terenul au primit. Uitați, sunt documente care le veți în față. Deci, a primit un bloc fizic 415 pentru a pășuna cu animale, deci nu te rovine și caprile, pe anul 2019. Deci a primit un o 40 ceva de hectare care trebuia să le întrețină, să le curățe și să facă. Ardelea Constantin și el a primit un bloc fizic 650, același teren cu 40 ceva de hectare ca să-l curățe. S-a luat angajamentul, uitați că am totul scris. Uitați, Ardelea Constantin, din satul Bărăneasa, îl vezi, din ținător de crescători de animale, s-a angajat să respecte condițiile corespunzătoare, pachetul de agromediu, mediu aferent, cele ce nu de plate depuse de către asociație. Deci s-au angajat și au semnat. Uitați, am și originalul, care au și semnat că își va face treabă, că banii sunt în asociație și ei își ia primăria toate restanțele și debitul și iau dacă își făceau, dacă o curățau zbaba. Bineînțeles, n-au curățat. Au venit controlul de la APIA, s-a găsit necurățat terenul și banii s-au retras înapoi. De către... În 2019. Pentru 2019. Cum? Asociația n-a mai avut bani de 2019. Nici de ce? Fiindcă au fost sesizări din partea lor, știind foarte bine că ei nu și-au făcut treaba, nu și-au curățat treaba cu angajamente ca și răbat, au făcut sesizări. Au venit control de la APIA, deci să se înțeleagă cineva, banii de la APIA se dau pentru a curăța izlazele, nu pentru că au ei animale, pentru că animale primesc separat subvenția. Au venit controle, s-a găsit că ei nu și-au curățat, dovadă faptul cu 3 ani în urmă, l-au deținut tot dumnealor. Și terenul trebuia să fie curățat cu 3 ani, l-au deținut și au luat sumele de bani miliarde pentru fiecare. Și nu s-a întrebat absolut nimic. Dacă se curățeau, ia terenul că nu cresc. Răchițele s-au continuat. Deci este clar, nu? Deci au încasat 3 ani bani și nici ulterior angajamentul pe care l-au luat anul trecut ca să se plătească această datorie, au făcut într-un așa fel ca asociația să rămână datoare cu 900 și ceva de milioane. Deci au crescut domeniul din cauza lor undeva la 420 milioane. E, asociația a momentul de față a făcut eforturi și s-a plătit datorie. Nu de către ei, de către asociație, fiindcă
Somații erau toate asupra asociației, nu a celor crescători, zici crescători de animale care mâncau sau numai bani. Ei nu au plătit nimic mai mult în statul. Doar câteva cutanțe care le-au dat ei. Deci asociația se înțeleagă la ora actuală și-a plătit datorie. În totalitate. În totalitate. Okay. În totalitate și-a plătit datoria și s-a retras banii din cont. Mai are cumva majoră? Da, nu știu că și majoră s-a absolut tot. Cu tot, cu penalități, cu tot s-a uitat. Deci asociația și-a făcut treaba. Ei, gândiți-vă, dacă asociația a plătit 900, de unde a plătit banii? E, da, în casa de la nimeni nimic, la patate la nimic. Deci vă dați seama, asociația ce sacrificii a făcut ca să-și mențină, ca să poată să pășuneze, doamne. Da, e dat undeva din sâmbătă, e dat drumul la toate sumele către primărie. Nu? Nu, mai este că s-au închitat, nu au sumit banii, s-au pus din sâmbătă. Și duminică nu se văd. Duminică, în luni, în marți, s-o se vadă un trezor din bani. Dar banii au plecat pe către ei. Deci nu mai are datorie, s-a terminat cu datorie. Ceea ce au făcut copiile pe cont... Și acum, deci și-au plătit datorie, dar banii nu au mai plătit. Nu, banii s-au luat înapoiat. În urma controlului, nu au niciun bani. Nu au luat niciun bani asociația. Deci și-au plătit datorie. Da. Și-au plătit datorie din rămân datorie la asociația. Că pe Apia. Câte datorie la Apia? De 600 de milioane. Uitați, știți ce? Păi au rămas datori când prestăm bani. Cine dă bani? Întrebare, cine dă bani acești bani? Că ei nu-și respectă absolut nimic. Acești crescători gălăgioși, acei care au făcut numai instigare, că ce s-a petrecut în ședința trecută, așa ceva nu se... Deci acum asociația are datorii la Apia? Apia a rămas către Apia. Acum asociația trebuie să meargă tot cu contul unii, ca să poată, ca altfel Apia nu-ți mai acordă absolut nimic. Ne avem garanția că se debate, mai grav este că ești și majorări. Deci oamenii ăștia nu înțeleg, oamenii ăștia înțeleg că trebuie să ierta. Asta. Ce vreau să văd? În urma, eu, în urma toate demersurile care le-am făcut, potriva lui domnului Ardeleanu Emil, am făcut sesizare la poliție. În urma, cum să vă spun, în anul 2016, am sunat chiar la 112. Am fost pe izlavă în calitate de viceprimar, chemat de către cetățeni, că ei au pășunează, vor, fac ce vor și nu primesc pe nimeni. M-am prezentat pe deal Hrănesi și am fost adresat de către domnul Adereanu, din care am fost sunat și unul doi și uitați aici și poliția, confirmarea poliției care spune că i-a amendat, nu știu ce măsură l-a. În 2017 am pus din nou asociația către poliție în care oamenii aceștia nu-și respectă obligațiile. Scot animalele când vor, fac ce vor, spun că ei au drepturi și trebuie să fac ceea ce vor. Deci subvențiile nu se dau dacă nu se respectă un program de pășunat. Domnul Coastă o să ne explice. Deci dacă ei merg mai degrabă pe terenul să-l pășuneze, nu mai e nici subvenție pentru ce. Fiindcă este un termen care se poate pășuna. Nu când vrem și cum vrem noi. Deci asta nu de spus. Au făcut acuzații destul de grave supra asociația, supra multe oameni care nu s-au respectat. Și să vă spun asociația de trebuie și somații, să vă spun ce bani trebuie să dea. Și le-au și trimit. Deci Irimia Valeria trebuia să dea 21.700, adică 220 de milioane. În urma terenului care l-a primit. Conform Irimia. Nu, Adelan Mihai era, ei Adelan Mihai. Deci 200, aproape 20 de milioane. Și 2. Trebuia să puteți câte asociații, nu numai cu de bani care și-au luat angajamentul. Ei n-au dat niciun bani, n-au ce trebuie. S-au dus, au plătit la casele cât au vrut ei și gata. Așa au crezut că funcționează. Dar datoria la cum eu, da? Nu, n-au cum ce trebuie. Deci mai trebuie cât voi era. Eu nu, s-am spus că asociația și-a spus și-a plătit. Ei n-au nicio problemă, au primit somații. N-au, deci, coacă Benoni. 12.500, deci mă refer la coacă de lune, a avut gazul de la Orșa, în care n-a pășunat o zi cu animale. Deci omul trebuie doar numai bani. El având ferma de animale pe partea aia lântă a doștii cu activit la Orșa, nu poate să coboare să ajungă în partea de izlați, că n-are cum. Dar omul ăsta îi trebuie bani. A fost o zi și se poate verifica, să vedem că a fost o zi să pășunează pe acest izlat. 3 ani a avut, 3 ani încă să bani. Și Irimia, undeva la 1118 trebuia să datorează asociație. Plus multe, multe altele. Asta este vorba numai pentru un an. Deci nu și-au plătit. Deci asta vreau să vă spun. Mulțumesc. Procesul de balașeniță anterioară. Ca să vă întrebam, procesul de balașeniță anterioară. Cine este pe acolo? Domnul Dumnezeu, dar vă zic și eu aici. Vreau să-mi întrebam. Poate câteva, știu că... Procesul de balașeniță.
De la ședința anterioară. De la ședința anterioară s-a întâmplat. Am fost președinte, într-adevăr. Aș fi invitat persoanele respective, crescătorii de animale, care nu trebuia. Pentru că e o societate privată, na, asta este. Dar având în vedere că am avut câteva discuții și câteva divergențe între domnul viceprimar și noi, ne-am întrebat ce am făcut noi, așa, noi am făcut mai multe, noi câțiva consilieri, care dacă nu avem majoritate, PSD-ul este majoritar, am depus mai multe cereri și proiecte, unul dintre ele fiind de reducerea taxei și impozite, știți foarte bine că dumneavoastră le-ați mărit PSD-ul, noi le-am redus, cum am putut noi, unul dintre consilieri, cu Fulugiu, cu cine am mai putut noi, am mai depus și proiectul, de centru civic, care dumneavoastră n-ați fost de acord, noi am făcut proiectul, l-ați respins tot majoritatea PSD, pentru că noi suntem minoritari, nu putem să facem multe lucruri. De asta vreți să le ajut la urechea cetățeană, că noi nu putem să facem multe dacă nu avem majoritate. Cum e și un primar, dacă nu are majoritate, nu poate să facă nimic. Este domnul Sorin? Așa este. Și prelungirea și suplimentarea rețelii de apă. Tot PSD-ul a respins. N-am făcut noi, noi am făcut doar trei apă. Dacă dumneavoastră n-ați fost de acord, nu puteți să-mi puneți mea nici întrebări, să mă întrebați ce am făcut eu. Eu am făcut destul pentru mine ca și consilier. Și noi. Da. Nu vreau să vorbesc de la acolo, niciodată n-am vorbit la acolo, doar vreau să zic. Haideți ca să o luăm în ordine. Procesul verbal la ședința anterioară, ca să putem trece la celălalt lucru. Cine este pentru, vă rog frumos? Este cineva împotrivă sau abținut cineva? Domnul președinte, cu ce spune ce pot pentru s-a apucat procesul verbal la ședința anterioară? Domnul președinte, dar treci peste un consilier. Spuneți, domnul. Domnul Busiu, nu vă fie de mirare că se resping proiectele făcute de liberare. Că ce se întâmplă în Parlamentul România, guvernul face proiecte, PSD-ul ne tăvălește. Să fie clar. Deci dumneavoastră ați spus corect. Dar eu aș întreba pe cei care au votat respingerea proiectelor noastre făcute de cei patru liberari. În primul domnul Sugiu. Au, da, patru liberați și cu un domn care nu e la PSD. Un doi de la altă. Doi domn care nu, deci șase persoane am cerut în bine din populație. Atunci eu vă întreb, domnilor de la PSD, dacă dați depus jurământ, ați spus acolo că voi face tot ce e posibil și imposibil ca să fie mai bine pentru locuitorii comunului Vezi. Când le-ai respins proiectele cu apa și cu modernizarea centrului civic, ați făcut bine locuitorilor, am mărit impozitele și taxele. La impozitele și la taxe, întotdeauna au fost cu amândouă în sus. Rușine să vă fie. Să nu mai veniți în mandatul următor dacă aveți aceleași gânduri. Să veniți dacă aveți gânduri pentru populație. Că de-aia vă pune populația. Nu să le dați în față. Da, mulțumesc. Mai de simțăm în ordinea. Și dumneata, domnule președinte, ești tot la PSD. Ai respins și dumneata. Gata, domnule. Ai respins și dumneata. Dăm cuvântul domnului primar. De ce trebuie de zi? Și vreau să vă supunem la proiectul mă rog, proiect de vădere privind aprobarea sugerului local. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Vest, județul Bacău, pe anul 2020, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECECO-SUD-SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078-1087 din 16.04.2018, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Și al treilea proiect care s-a emis în oficiu, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții privind aprobarea de aparatul de specialitate al primarului, Comunii Vest și structurilor subordonate Consiliului Local Vest, județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Supunem la vot adoptate celor trei puncte de pe ordinea de zi. Cine este pentru, vă rog frumos? Este cineva împotrivă sau atunci cineva? Domnul președinte, ce spune ce vă spune? Cum sunt ocupate cele trei puncte pe ordinea de zi?
Da, bună ziua, dragi colegi. Să ne aflăm astăzi la ședința care o așteptam de mult. Cel mai important proiect de ordine de zi fiind bugetul. După cum bine știți, dumneavoastră ați și studiat documentele care le-ați primit acasă. Le-am studiat împreună și în comisiile de specialitate. Ați văzut despre ce este vorba, ați văzut sumele și repartizarea lor de capitole în bugetul nostru. Este un buget diminuat, un buget restructurat, dar cu o atenție și cu o așezare de cât în ceea ce înseamnă bugetul local, sperăm să ducem la capăt și în acest an proiectele care le avem în derulare, proiecte noi care o să apară, tot ce înseamnă proiecte, ce înseamnă bani. Și după cum bine știți dumneavoastră și ce ați văzut pe asta, pe material, banii sunt mai puțin de tura aceasta. În ceea ce mă privește pe mine ca și activitate în decursul lunii, acestei luni, activitate normală, având în vedere timpul foarte bun și încălzirea asta care nu știu dacă e bine, că e cald sau e rău, dar am început cu persoanele de la 416, de la ajutor social, am început cu zona Poiana, Scăriga, Răzoaia, acum avem persoane care în momentul de față sunt în zona Coton, cu inspectorul de la mediu, care se ocupă și de aceste persoane și vine cu contajul lor la zi. Lucrări care, v-am zis, sunt forțate totuși că nu în această perioadă, trebuia să, de obicei, noi în luna martie începeam cu acest program. Noi avem și planul de activitate al acestor persoane și cu ajutorul cetățenilor, și aici fac un apel la cetățenii comunii noastre, atât persoanele de la 416, cât și cetățenii comunei să ne implicăm și noi ca administrație publică locală, să ne implicăm cu toții pentru a face curățenie în comuna noastră, ca și, cum să vă zic, deci implicarea tuturor factorilor înseamnă să avem o comună curată, o zonă curată, zona în care noi locuim cu toții. Adisu și Romprest își fac treaba, sunt urmăriți. Săptămâna trecută am fost personal cu mașinile care încarcă gunoi. Fac un apel la cetățeni pentru a nu se mai arunca deșeuri, mă refer aici la material lemnos, rumeguș, agregate minerale, piatră, bolovan, am găsit din nou aceste lucruri. Vedeți ce se întâmplă, că cresc prețurile. Avem și proiectul de astăzi, care este tot pe asociația din care facem parte și noi. Cu cât colectăm selectiv, cu atât se vor reduce prețurile. Adică am intrat într-un tandem, colectarea selectivă și colectarea la un loc. Este greu, și știu, pentru că și pentru mine, și sunt implicat în ceea ce este o... Dar trebuie să ne învățăm să colectăm selectiv. Deci cam asta a fost activitatea noastră. S-au continuat lucrările ce au fost desfășurate în zona primăriei, pentru că timpul ne-a ajutat și oamenii lucrează, că ați văzut și dumneavoastră, se lucrează în incinta primăriei și... acesta este un lucru bun. Am urmărit lucrările și sunt lucrări de calitate. Cred că și dumneavoastră ați văzut. Materialele care sunt folosite sunt materiale conforme și materiale care au fost trecute în documentele și în proiectul inițial. Dacă dumneavoastră aveți să puneți întrebări, eu vă stau la dispoziție și... Dacă nu se vede numai. Ultimul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei
Primării Liber, județul Bacău, pe anul 2020, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specializare. Comisie. Comisia numărul 1 a venit favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Vreau să știu ce investiții se fac de banii ăștia. Ce propune au fost. Adică ce ar putea să facem noi cu banii ăștia cu trecut la investiții. Dacă puteți să-mi dați o explicație, că vă spun fiecare cont în parte. Bun, păi deci vreau la investiții. Da, da, da. Aici la contul 51.000. Văd 245, adică 2.450 investiții. Vreau să știu ce investiții s-ar face cu banii ăștia. Unde putem să-i folosim. Deci, avem în derulare proiectele care le-am primit de situația de urgență. Acolo mai trebuie să venim cu tot în parte. Vedem despre ce sume vor fi vorba până la final. De, nu știu, pe care vrei că nu înțeles. Situația de urgență cu oara 3 poduri care l-am prezentat în... care avem aprobare la ele. E vorba de 2 miliarde și ceva, dar trebuie să mai venim și tot. Vreau să trebuie la ordinea publică. Nu contează, deci lucrăm de aici. Investiții. Avem poduri și avem o cerere, chiar astăzi domnul viceprimar a venit cu o cerere pentru cetățenii de la Oșa, în zona la Nicolina, la domnul Stavre. Acolo eu cred că... Acolo trebuie făcut. O parte din acest bani... E problemă și au fost sesizate de cetățenii mai buni. Domnul viceprimar a venit astăzi cu o cerere pe această lucrare, dar am zis că după ce termină cu bugetul să o discutăm și eu cred că este o prioritate. Da, trebuia prins acum la buget și am foarte bine, făceam și bugetul, făceam Consiliul Local către așa. Mai este, domnul, este tot acolo, pentru că banii sunt repartizați. În urma, o trece pe contract de Consiliul Local și dăm drumul la lucrarea. Da. Tot ce înseamnă proiecte, tot de acolo le putem agăța. Deci dacă apar de rulă proiecte de rulare... Da, vreau să știm și putem face cu ei, nu? Da, bun. La ordinea publică, văd aici, Coșa și Ungea Rulă, cheltuieli materiale zero. Deci, puteți, deci ordinea publică zero, e situația de vizită cam grav, să nu avem niciun fel de cheltuială acolo, din materie. Deci, contul... 61.02. Deci avem doar la investiții 50 de ca 500 milioane. Da. Adică, în caz când ai acolo confruntăm și cu un virus, când situația de urgență ar trebui să intervenim, nu ai de niciun cheltuieli materiale, crească Dumnezeu să vină și la noi ceva ce face. Deci am întrebat la dumneavoastră... N-avem nevoie de altă dată. Dar să v-ați vrut. Tot banii care au fost pentru investiții la situații de urgență, am achiziționat o serie de utilaje. Nu știu dacă au fost prezentate în Consiliul Local, începând de la freze pentru zăpadă. Deci în urma referatului făcut de domnul inginer Ioniță, care este șeful SVSU, și banii care i-a prins anul trecut la buget s-au cheltuit pe materiale, inclusiv salutete pentru personalul primăriei, personalul muncitorii, utilaje. Deci mă refer aici la freză. Înseamnă că nu mai avem contract de zăpădire cu altul film. Nu, nu, nu. Este vorba de o freză manuală. Contracte pentru prezăpăzire să facem fiecare an, să facem fiecare an contracte cerute de instituția prefectului, deja pe luna octombrie să știe cine lucrează. Iar firmele care lucrează pentru primărie, cel puțin în zona noastră, noi venim cu o parte de dezăpezire cu utilajele noastre, avem buldul și ce utilaj avem noi, iar avem suplimentar. În momentul când suntem depășiți de situații, avem firmă care ne ajută. Dar anul ăsta, după cum ne-ați văzut, n-a fost cazul. Altă... 650.000 lei, investiția avem în fiecare an. 50.000, 50.000, 50.000 milioane, dar nu mai terminăm grădina aceea, nu mai terminăm niciodată. E vorba de mult timp. Deci s-au preocupat, oameni, în momentul acesta, nu s-a finalizat aceea. Hai, de ținut.
Aia, deci eu sper că până la sfârșitul martie să fie gata anul ăsta. Da, probleme că e fapt, dar nu trebuia cu bani, dar nu se termină niciodată, e același. Da. Așa. Cultura, la punte, aveți cheltuieli personale la cultura nostru, cheltuieli materiale, 25.000 de lei și suntem cu totul de medică, cheltuieli materiale la cultură, 250.000 de medică, 250.000 de lei, pentru ce este mai deci la cultură. Avem toate abonamentele care sunt prins în cadrul care e internet și tot ce au ea. Deci, pachetul spectrez din 51.02 din cheltuieli materiale de 5 miliarde, să vedeți partea asta. La cultură, apărinte, cum bine vedeți, asta și salariul este separat la cultură. Deci bibliotecara are contul separat. Păi da, pentru că are un salariu minim. Asta e tot. Locuri de servicii de dezvoltare publică, cont 702, dacă aveți 3.100.000, pentru bunuri și servicii materiale, ce înseamnă asta bunuri și servicii materiale? Și ce care vreau să și locuințe și servicii de dezvoltare publică. Cine? Acum la dumneavoastră nu avem locuințe de serviciu și moare. Nu, dar nu se referă la asta. Se referă ce facem cu banii lui, cu unii cheltuim materiale pentru așa ceva. Ce facem, ce materiale nu mai pentru așa ceva? Deci cheltuim materiale, 3 miliarde sunt totuși o sumă, destul de mare. E cont 702. Da, da, da. Așa, bun. Scătură mare, ele în interiorul primării. Păi dar mai avem 5 miliarde, 3 miliarde, 1 miliarde. Păi funcționează primării, 2 miliarde. Păi da, ascultă-mi, deci la 1.70.02 este vorba de 310 mii lei, da? 3 miliarde și ceva. Având în vedere că anul acesta sunt alegerile, toate, deci alegerile, tot ce înseamnă material pentru aia, vor fi susținute. Inclusiv biroul electoral acelui scripție. Deci avem două rânduri de alegeri, avem alegeri locale și alegerile parlamentare. Ok, foarte. Da. Protecția minimă, 74.02. E vorba de 5.400.000, din care cheltuielile personale, 1.300.000 și 440.400.000 cheltuieli materiale. Aici, ce facem cu ei? Unii, unii. Iar pe cotizația, ați mă dat-o. Cotizația la ADIS. Cotizații foarte mici. Cum? 10 mii. Cotizăm mii. Ok, deci cotizații... 10 mii de lei. La 4 mii de lei poate să fie? Sunt mari. Dar adică la protecția mediului, ce face cu banii ăștia? Face 4, face nu știu. Deci la protecția mediului, de aici ne putem agăța și având în vedere situația în care ne aflăm cu coronavirusul. Deci dacă trebuie, de aici putem agăța cu cheltuieli. Nu, fiind așa ceva, deci banii n-are voie să ne conteze, nu știu eu cât duce. Deci banii ăștia sunt că se aplăti taxe de comună. Ca să înțeleagă toată lumea. Deci fiind așa, domnule. Taxe? Domnule, dacă așa se conțin banii ăștia, vă rog frumos să conținați. Dar eu v-am spus că pentru salul de zare? Da, protecția medică. Diferența de acoperire cheltuielile de salul de zare. Deci acoperi aici cheltuielile. La persoanele care nu plătesc. Deci am crescut în fiecare iară. Deci cineva nu-și face treaba acasă. Și o să ajungem și la urmă. O să ajungem și la urmă. Deci asta vreau să fie. Bun. Bun. La drum. La drum. Văd bunuri servicii. Iar 1.600.000 și investiții 4.400.000 pe drum. Da. E bine că ești. Dar ce facem cu banii aici? Ce facem cu ei? Vreau să vadă că avem treabă de drumul? Avem treabă, dar ce facem cu ei? Ce facem? Cărâmbalatul? Bălăneasa este cel mai important. Bălăneasa așa. Dar nu trebuie să mai facem cărâmbalatul, trebuie să facem proiecte. Domnul, oricum trebuie să scoate, acum când ne ajunge neapă, trebuie să le trage până la proiect, trebuie să le realizăm. Deci trebuie să le realizăm. Inclusiv proiecte putem face aici.
Știți cum, cheltuim în fiecare de 4-5 miliarde, ducem balastul, vine apa, nu ducem înapoi. Iar ducem fiecare an și nu facem nada. Dar vreau să știți zonele, zone inundabile, da? În banii ăștia, eu aș spune, ar trebui să facă gardinare și, în realitate, începem cu un sat, un sat, în 4 ani, putem să facem treabă bună. Deci, dar banii ăștia am folosit, de exemplu, satul Bălănesc, satul Bălănesc, ar facem recolezarea drumului cu gardinare. Nu, eu nu sunt de acord cu gardinare. Nu s-a bucit? Deci zid betonat. Deci este sfânt. Gardoane ați văzut când de-a un timp în 5-6 ani ați văzut. Deja sunt saltele sau putrezit. Deci trebuie făcut. Bălăneasa și Livezul fără un proiect mare de regularizare de apă. Nu face nimic. Deci reparăm într-un port stup în partea lor. Dar atât avem cu ăștia încercăm să ne... Dacă face proiect finanțat, poate nici sunt puțini. Deci sunt puțini, foarte puțini. Deci când care am găsit balastru și totul clar. Așa că am trebuit să fie ceva. Deci asta nu spun. Avem în vedere niște proiecte? Avem, nu. Eu aș spune că să ducem banii ăștia care trebuie. Așa facem și proiecte și finanțăm. Dar poate ce puțini că asta? Și ce vreau să se ghidă la că nu mai centrul ăsta cu unul. Dar nu mai zice că e centrul, domnul. Nu mai zice că e centrul. E atât că nu mai, dar iată pericol, asta vreau să spun. Banii ăștia puțini care avem trebuie să-i ducem undeva unde sunt necesar și prioritate. Că și puțin, bani, îi împărțim asta. Îi avem un cont? Da, este bine. Asta e important. Sunt puțini, foarte puțin la urmă. Față de problemele care sunt în comunitate. Bine, ce spun? Pentru banii aia ar trebui să gestionăm foarte bine ca să facem, nu aducem, nu atragem fond. Și dacă timpul nu atragem, nu facem nimic. Băi, sunt bani proiecte. Bine, dar nu văd aici ce fonduri mai avem în fondul excedent. Rezervat. Adică nu ne-am prezentat ce sume mai avem în bugetul nostru. De cât e bugetul? Nu, bugetul este... Vorba de 6.700, asta e bugetul tot. Asta e bugetul care a primit bani. Dar e vorba bugetul nostru excedent, bugetul de rezervă. Ce sume mai avem acolo? Deci chiar undeva am trecut, ar cheltui 9 miliarde ceva de trei, mai sunt undeva 3 miliarde, știi ceva de știu cum să am. Deci mai sunt absolut da, deci nu trebuie. Noi nu-i trebuie. Nu s-a scris în... Dar trebuie să știm și noi ce rezervă mai avem acolo. N-a scris o contabilă, deci mai trebuie. De ce, doamnă? Să mă zici noi. Deci contabilă n-am și vrea. Bugetul, nu votăm bugetul astăzi. Păi trebuie să știm sume. Da, bine. Trebuie să vină. E o sumă, nu e valoare. E o valoare. Păi după căliță așa, după aia faci că trebuie, după aia, par și nu luați banii de acolo. S-a ca așa un pic. Dar nu este, nu vorbim de excedere, noi vorbim de bugetul. Cine s-a dat asta, nu i-a rezumat domnul. Da, avem tot pe anul ăsta. Excedere, nu? Deci vorbim de sume care ne s-au dat la finanțe și v-au fost județean. Păi da, dar vă spun o dată, noi avem și sume. Are lumea, avem și să ne cheltuim ca nu trebuie. Domnul Solugiu, îmi cer scuze, mă iertați. Vădărârea numărul 1 din 31.3.2020 s-a aprobat încheierea exercițiului financiar pe anul 2019 cu un anumit de fapt și utilizarea sumelor pentru investiții din fondul de excedent al anului 2019. 923-964. Păi da, și era domnul secretar. Era 30 de miliarde. Deci restul de bani au mai rămas la mult sau sunt trei? Să ne găsesc undeva. Eu am citit și... Știu că nu ce am aprobat. Chiar nu știu ce am aprobat. Și am întrebat pe urmă acolo. Sunt 9 miliarde ceva. Dar restul. Cât mai avem noi? Ca să știm. Acolo, de acolo cheltuim noi din fondul rezervat, în cazul ăsta la mitat. Acolo trebuie să știm. Nu spune că domnul de la mediu sau de neva. E sunt un cer. Domnul de la mediu. Iar din fondul nostru de rezervă, ăsta avem acolo cum, pentru un caz de calamitate, probleme grave a comunei, de acolo luăm bani. Asta vreau să știu eu, în caz de catastrofă. Să știu ce bani de acolo. Câți bani mai sunt? Da, asta, nu întrebam ceva. Care nu trebuie să faci nimic cu el. Doar să țin în caz de... Să la pieții rezervă, dacă e sau nu mai e. Asta am întrebat. Adică să știm ce sumele avem la comunitate. Adică comună, dacă nu are ceva sumele. Din câte știu, am rămas să-ți spun, iar ești ceva. Nu, dar după ședință sau la diverse, ce trebuie. Vă spun și vă aduceți acțiune. Da, așa că nu vă spun. Domnul Costea. Domnul Costea, da. Domnul președinte. Astăzi, în momentul când s-a pus în discuție fondul excedentar, în care erau vreo aproximativ 30 miliarde de lei, una din concluziile care au fost făcute a fost că la următorul an, odată cu votarea bugetului, să acele fonduri care s-au cheltuit să revină iar în fondul excedentar, pentru că, așa cum spunea dumneavoastră domnul primar, Doamne ferește de bolile astea care tot pământul din lumea sau alte probleme, o să ne putem ajuta de banii aceștia.
nu ați prins în bugetul local tocmai aceste fonduri. Cum? N-ați recuperat niciun leu pentru a vă aduce cu banii în fondul extinventar. Pentru că, în primul și în primul rând, banii se folosesc pentru cazul de genul ăsta, pentru investiții. Trebuie să recunosc un singur lucru, că am vorbit în ieri și în ieri ședințe de Consiliul Local cu privire la grupul sanitar de la Poiana. Într-adevăr, era o urgență neapărat de grupul sanitar, dar ceilalți bani de punctul de vedere s-au cheltuit și sunt convins de ceea ce spun acum, s-au cheltuit după bunul plata în fiecare al celor din executiv. Pentru că mă uit acum pe lângă primărie, am deblocat aproape 5-6 miliarde de lei, bani de fonduri excedentari, care eu oricum nu am fost de acord și constat acum că, de fapt, dumneavoastră ați, nu numai că ați dorit să faceți pe lângă primărie aici, a scos toate bordurile de cartierată și mai puțin un număr de borduri, mi se fac niște bani cheltuiți de mine, din punctul meu de vedere. Și acum, aș vrea să spun ceva. În fiecare an, pentru că sunt consilier de ani de zile, votăm cam aceleași sume de fiecare dată. Avem noi ingineria asta financiară, în primăria de Vez, în care fiecare duc fondurile după cum doresc. Când venim în Consiliul Local, nu prea mai știu să predăm explicații. Ne împotmolim. Nu suntem contabili. Eu sunt de acord. Dar eu cred că era necesar ca într-o ședință de buget, cum ar fi astăzi, era indispensabilă prezența contabilului. El care trebuie să ne explice, ori de câte ori face câte o întrebare, să ne spună ce sunt cu banii ăștia, din punctul meu de vedere. Deci nu trebuia să existe ședința asta fără să fie contabil de față, să ne explice exact cum se cheltuie banii. De fiecare dată, da. Deci vă trebuie să spunem la întreaga, pentru că noi în neștiință de cauză, deși noi nu avem studiu să spunem că noi ar trebui să știm. Așa, rotunjim și umplem că bugetul local după bunul placa unora care se mai pricep la buget. Pentru mine bugetul este nemulțumitor din punctul meu de vedere. Pentru că dacă ar fi așa să fac un comentariu, pentru că tot vorbim de bani, avem mai bine de 12 ani în care vorbim de investiții în comuna de Vezi și, din nefericire, nu ne-am ales cu mare lucru. V-aș întreba acum, în afară de PNDL 1-2 și câte PNDL-uri mai fi, domnule primar, nu am reușit să finalizăm proiectele respective. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestor drumuri începute și neterminate din satele Scărica, Bălăneasa și Prăjoaia? Pentru că, totuși, în Consiliul Local noi am votat niște sume, s-au întâmplat niște inginerii de astea de afaceri prin care a venit investitorul, a plecat investitorul, am dat în antepriză și ce mai dat noi și au rămas fără drumuri. Cine răspunde de nerealizarea acestor investiții care, vă spun cu durere în suflet, am fost și la Berdunț și la Bârstărești, pentru că am pe cineva acolo care lucrează, au finalizat lucrurile cu frivirea PNL-ului 1 și PNL-ului. Iar noi suntem în statul de început încă de ani de zile. Așa cum stă... 2005. De 2005. Așa cum se întâmplă și cu apa, despre care cei care au fost în măsură să dea explicații au spus ca îndevedere așa față de populația noastră, că de fapt instalația de apă a fost făcută pentru vaci, pentru adăpători și numai așa, și pentru pompe stradale, uitând de fapt că proiectul ăsta a însemnat mai bine de 1 milion de euro, erau foarte mulți bani, cineva și-a permis să spună lucrul ăsta, adică mă refer special la fostul primar, că nu vreau să mai dau lui, pentru că pentru mine, de bună vedere, a fost a înregistrat un eșec în privința faptului că a fost ales la primărie 3 mandate și n-am realizat mare lucru. Și aș reveni iar la bani. V-aș întreba, domnul primar, dacă Bulto funcționează și dacă funcționează, câți bani ați făcut? Câți bani ați reușit să câștigați din activitățile care s-au avut cu Buldo? Pentru că totuși am dat niște bani. Ați reușit să câștigați rugăciunile cu Buldo? Din închirie? Pentru că noi am votat o taxă acolo și așa. E vorba de bani, venit aici. Lasă-mă refer.
Dacă puteți să spuneți, dacă puteți să spuneți, dacă s-a fost mai vorbesc. Ar vrea ruga să purtăm un dialog, pentru că nu știu câte ori să mai ridice discuții. Deci, ca să trecem. Nu cred că putem purta un dialog, pentru că dumneavoastră ați parcurs o etapă începând de la BND, eu ne-am oprit la bun. Da, adică așa să depășim. Dacă vreți, hai să o luăm cu începutul. Să o luăm cu ce ați spus dumneavoastră, BND-ul. Spuneți-vă. Știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo, nu eram eu. S-a licitat, nu-i treaba primarul licitație, s-a dus până într-un punct, după aia s-a reziliat contractul datorită faptului că cei care au câștigat licitația nu au mai dat bani la cei care au subcontractat lucrarea. Da. A urmat perioada cu tot ce înseamnă procedură, știți ce înseamnă, din nou licitații, rezilieri de contract licitații și toate demersurile, și am intrat în etapa a doua în care o firmă de construcție a câștigat licitația. Din momentul ăla s-a turnat asfalt, noi nu mai avem de turnat asfalt nicăieri pe DDL-ul. Deci nu mai trebuie să făcut irigolile de ce. Deci proiectul cu asfaltarea s-a terminat. Rigolile mai trebuie să făcute ca să fie tot proiect. Peste toate, la toate drumurile. Prăjoaia, Scăringa, Poiana și Bărăneasa, aici e pe DDL-ul. Deci în Poiana, nu, în Poiana, Scăringa, Dealul, Prăjoaia, ulițele, ulița din sus și alea două, ambele ulițe, ulița bisericii și ulița Postea. Și la Bălăneasa avem la Ionel. Da, la Poiana, la Poiana. Ei. Suprafețele de asfalt, suprafața carosabilă, toate sunt asfaltate. Da. Continuarea sunt rigole. Da. Deci asta. Am discutat cu constructorul în perioada următoare asta, dau ordine de începere și o să termină și rigole. Da. Pentru fostul primar care acum 4 ani de zile începea o parte din lucrări, aceeași problemă a fost în această campanie clară. Facem drumuri, au trecut 4 ani și au să mai treacă încă 4 ani de zile și nu o să mai spunează niciodată asta de lucrări. Pentru că nu s-a luat serios cheltuirea banului public și uitați așa, în 4 ani rămânem datori către locuitori comune și tot în 4 ani mergem prin state și luăm semnături. Vreți gază? Semnați. Vreți pot la Oșa? Semnați. Și tot la stadiul de vorbe rămâne. Discuția cu podul și cu gazele sunt făcute din 4 ani de zile. Unul dintre noi, care am prins slăbiciunea populației, merg și luăm semnături. Chiar acum am înțeles că la Prăjoaia s-a mers semnături pentru gaze. Uitând, de fapt, să spună acele persoane că nici măcar nu avem un proiect l-a aprobat și pus în practică ca să putem să mergem. Pentru că eu nu cred că există vreun cetățean din comuna asta, cel puțin mare majoritate, ca să nu spun așa, poate bătrânul, care să nu-și pună gaz, să n-aibă gaz și apă în casă. Nu cred așa ceva. Până când mai puțin, sau mai, cât mai avem tupeu să mai mențim oameni să spunem de fiecare dată, în campania electorală, vom face și nu mai terminăm. Nu ține știi ce l-au făcut, domnul ăștia la PSD, nu l-au făcut voi. Bun, hai să... Și așa mai avea, domnul, stați că ați terminat, domnul primar. Am făcut campanie electorală, cine a făcut-o? 2-3 mandate la rând. Și m-a făcut la bala sportivă. S-au îndropat în bala sportivă cu bani creduți prin Consiliul Local, mai bine 12 miliarde. Ce am făcut cu baza sportivă? Mai mult, foarte mulți bani s-a făcut, foarte mulți bani. Astăzi, numai când avem un teren de sport, de care copiii să joace, că am înțeles că nu prea le dăm voie să joace pe acolo. Am făcut o dată mai clădire în care ce am făcut? Am pus programa și am creat spații pentru pompieri. Bani cheltuiți fără noi, fără niciun fel de argument. S-au cheltuit o groază de bani. Mai departe, am defilat cu After School-ul. Mi-aduc aminte, acum 4 ani, o să fie After School din copiii. Am cheltuit o groază de bani, am aranjat niște spații care au rămas la stadiul de început. Nu s-a realizat nimica. Și mai avem tupeu, domnule primar. Acum o să fie campanie electorală. Să ieșim în fața oamenilor să-și spunem că ce. Că sunt de aleagă lumea că ce? Vorbesc în general așa, că tu știi, fost primar, că n-ai făcut, că nu mai ai pus lucruri, nu mai ai încurcat lucruri în comuna asta. Vii și spui ce să mai faci. N-am avut nici măcar respect față de oameni, sau nici măcar ne-am avut curaj să ne cunoaștem că am greșit. Și să putem treaba să mă lăsați mai, să mă rotească conducerea primării asta, pentru că primarul nu este indispensabil. Nici măcar
așa cum se întâmplă peste tot. Nu, nu mai, și mai spun și altceva. Și ne mai spun și de râs. Noi suntem singura comună de Valea Tazăul în care primarul a fost demis încă din primul an. Știa treaba asta din încă înși și din campania electorală. Și am ne mai ales un primar demis în care, domnul primar, nu ne putem lăuda dacă avem proiecte. Sunt primarii care au făcut proiecte. Pentru că banii s-au făcut proiecte, nu s-au dat pe vorbe și pe semnături la oameni ca să fraierim oamenii. N-avem niciun proiect bine pus la punct. N-avem un proiect, n-avem un proiect de canalizare, domnul primar. N-avem un proiect de gaze. Am început un proiect aici cu câțiva kilometri și am renunțat. Și am uitat de ce era. Și acum venim la 4 ani să ne aducem oamenii la minte că, și să se întrebă dacă avem gaze. Fotul de la Moroș și de la Neafă Nicăstan se discută de ani de zile în câteva mandate. De fiecare dată noi mergem acum la oameni și prostim oameni și primim sănături, spune că facem podul. Marșa este la, da, bun, am înțeles. Dom'le, n-am primit finanțare, dar nu avem proiecte. N-avem proiecte pe consolidarea marilor în Covlanță. Mă refer la Bălăneasa, la Poiana sau la Orășa. S-au făcut discuții cu privire la Tazlău aici, la Neacucu, cu marul de la unde rupi, deja, dacă mai vine un Tazlău odată mare, rupi jumătate de sat. Nu s-a interesat nimeni, decât toată la 4 ani vine și spune către oameni, votați-vă ca anul ăsta, o să fac ce face mandatul ăsta. Dar nu putem face noi. Păi nu putem face noi. Dar, domnul primar, dar o inițiativă de a aduce specialiști, de a căuta o formulă prin care să punem în practică niște proiecte, să sensibilizăm lumea, n-am auzit pe nimeni, să spun, fraților, uitați la o mare și, uite, lumea o străbără fără locuiți, fără pământuri. N-am auzit nimeni să facă treaba asta. Și nu e ok așa, să știți. Nu e ok, pentru că simt cu oameni să facă, să știți că îi dă obiect toată ziua pensați. Bă, ce, eu am înțeles care sunt goleanțele oamenilor. Discuțiile care le facem acum s-au făcut de ani de zile și nu s-au pus în practică. Și este regretabil pentru noi și aș face un apel așa, pentru că suntem într-o consiliu de consiliu local și și anul electoral. Oamenii să înțeleagă care este menirea primarului și a consilierilor locali și să încearcă să-și facă un proces după și să înțeleagă că votează pentru ei și nu pentru cei care ajung în primărie ca să-și înlocuiască veniturile. Asta este mesajul meu către populația din comuna Leveți. Suntem o comună de centru, o comună care ar putea fi dată exemplu oricând, unde avem gaze naturale, conducta care trece prin comun și nu numai, și nu numai, unde ar fi mult mai ușor să obții o finanțare de la Bacău, din cred într-o comună, un prin nu știu ce prăpastă, nu știu ce. Pentru că suntem de cer, am putea fi un model, mai ales că aici avem cam toate instituțiile care într-o fel ne ajută, avem cec, avem banc, avem sunt chestii de astea și suntem o comună de centru. Aș avea de spus multe lucruri, dar mi-am lăsat aminte, ca să mă și închei. Domnul primar, câți bani s-au lucrat satanul trecut pe gunoi? De suntem noi nevoiți de fiecare dată când votăm bugetul să ne blocăm bani să plătim gunoiul? Aș întreba eu. De ce? Eu știu că contractul cu gunoi e făcut de primărie și acea asociație. Dar vă întreb, s-au încasat suficient bani ca să nu mai luăm bani de aici, din bugetul nostru, ca să plătim acolo și noi cu bani și putem face ceva pentru comunitatea noastră? S-au încasat, vă întreb eu. S-au încasat, domnul. Bun, și atunci, de ce mai punem în buget 3-4 miliarde de lei pe mediu ca să-i ducem la... Ca să-i ducem? Ce vor eu dacă nu să-i folosim? Dacă eu o pot, să vă spun asta, domnul primar, pentru ce am întrebat și acum de aia s-a făcut de la fel. Am pus bani în buget pe diferite capitole și le-am venit la un desă un bani de acolo și duceți plătim gunoiul pe motiv că pentru ce ținem noi salariați, pentru ce ținem noi, domnule primar, casierii primărie, deci ridică bani în fiecare lună, în loc să ducă să-și facă serviciu, să adună bani de la populație, că de asta e făcut casierul, să facă serviciu pe teren, așa, uitând de fapt că este menirea și să facă campanie electorală. Pensați să spună cât de bun e, cât de bun sunt unii dintre aia. Pentru ce ținem oameni și noi în primărie? Până la urmă, ei iau niște bani, trebuie să justifice banii ăștia. De ce facem treaba asta? Acum, astăzi, în zona, în perioada de criză, că toată lumea care vrea bani, numai noi ne permitem să ținem angajați în primărie, în loc să meargă de să-și facă datoria și să vină cu un plus venit. Nu vă mai spun că avem în cadrul primăriei angajați, eu nu vreau să răvesc nimeni, să știți, care iau bani de pomană, care nu își justifică munca și nu-s puțin, domnul primar. Mai mult decât atât, da. Și fac și o critică la adresa Consiliului Local, pentru că eu văd că televizorul a început să fie mai atent decât noi de lucrat de vedere. Așa. Suntem trei persoane care rotunjește executivul. Dumneavoastră în funcție, viceprimarul și consilierul primarului. V-aș întreba sincer, la banii care ridicați dumneavoastră în fiecare lună, că totuși sunt niște bani, se justifică
Adică, aveți convingerea că activitatea noastră acoperă astfel de cheltuieli? Atâta timp când noi ne-am găsit fără proiecte de finanțare, pentru că nimeni nu-și mai dă bani, nu mai dă statul bani, nu-și dă guvernul. Dacă noi nu facem proiecte bine fundamentate ca să absorbim fonduri europene, nu se poate face nimic în comuna noastră. Absolut nu se poate face nimic. Cred că prioritatea numărul 1 era proiectele. Că știți prea bine că într-un mandat faci proiecte și e posibil, dar pentru un loc să poți să-l duci la bun sfârșit și în următorul mandat să mai poate face ceva. S-a dovedit în anul ăștia de zile că cel puțin de la fostul primar a preluat proiect de apă, a preluat documentații pentru proiecte de gaze și n-a dus la bun sfârșit în 12 ani de zile. Este păcat. Și ne mai făcut și ruși. Am mai și plecat cu joa de mâns. Da. Haideți să-i răspund la lucrul. Domnul consilier, noi cu toții știm aici că eu am început din 2017 să fiu întrebat de dumneavoastră. Pentru că viceprimarul știți cum e. Mai puțin. Primarul este cel care este luat la întrebări. Și e corect. Deci, pe data de 17 iulie 2017, prin ordinul de prefect, a trebuit să preiau funcția de primar. Da? N-a fost voiană. Eu am candidat la postul de viceprimar. În 2016 am candidat în Consiliul Local la postul de viceprimar. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da? Știm cu toți. Și a trebuit să preiau. Și am preluat-o cu active și pasive. Așa este. Cu bune și cu rele. Că așa e peste tot. Să nu credeți că undeva merge ceasul elvețian și toată lumea și toate OAT-urile au problemele lor. E corect ce spuneți dumneavoastră. Dar de 2017, cum ați întrebat dacă mi-acopăr da. Venitul. Dacă vă justific, deci dacă justific venitul, da. Eu vă spun că da. Da. Și vă spun că nu acoperă venitul ceea ce am lucrat aici. Și nu spun cu modestie. Acest post se vede cumva, nu știu, domnule, acolo nu te duci și doar. Nu este așa. Și dumneavoastră știți, și cetățenii comunei le știu, mulți dintre ei, pentru că zi de zi, de zi, de zi, am oameni care stau de vorbă cu mine, cu problemele lor. Și au văzut ce înseamnă, trebuie să stau de vorbă și cu cetățeanul, că așa este normal, nu pot să-i fac grafic la ușă să-i spui, domnule, vii joi și vorbești cu mine, nu, pentru că sunt primării care așa se practică. Vei program de audiență, vei ia, primarul are treabă și e treabă. Dar toți cetățenii care vin la mine nu le-am închis odată atunci, am discutat problemele lor. Iar continuăm cu proiectele care au fost. Știți foarte bine, PNDL 1 s-a blocat, stop, o dădea o aia în vrăjeală, cum știu cine, pe el drumul, pe el dorul. A trebuit să iau taurul de coarne să reziliez contractul. Nu este simplu să reziliez un contract, trebuie să ai spate jurist, că un contract nu se reziliază, te duci la mama mucă. Toate cele probleme au făcut să nu dorm noaptea. Am făcut bine, n-am făcut bine. Este vreo altă întrebare la proiectul ăsta, să credeți în ce am venit? Domnule, nu vorbesc din vreo altă. Nu vorbesc ce am făcut. Domnule, nu acuz și n-am acuzat. Și dacă vă spun... Și atunci justificați. Eu trebuie, ascultați-o bine, dacă stătea să mă gândesc eu cine e vinovat, nici în ziua de azi nu se reia contractul și nu aveam asfaltul terminat. Suntem în perioada de finanțare, să ascultați ce vă spun. Deci acest proiect nu s-a terminat perioada de finanțare. Deci încă suntem, dar cu eforturile care le-am făcut eu și cu susținerea noastră. Vă aduceți aminte numai câte a trebuit să ne deblocheze banii la minister. Că s-au de, după următoarea licitație, toate devizele au fost modificate. Oamenii aia nu mai înțelegeau când un leu, un banus dacă este modificat, nu ți-a plăcut ministerul. Știți foarte bine câte trebuie. Am scos și am deblocat banii, am plătit constructul. Am dat drumul la gaze, domnul Costea. Și să nu credeți că gazele alea au venit, băi, că le vezi așa, mai stăteam 20 de ani, dacă nu se făcea treaba aici. Mai stăteam 20 de ani, că am mai stat 20. Și nu era nicio problemă să mai stăm 20, că nu interesa pe nimeni. Acest lucru l-am făcut eu. Și am călcat terenul, vă aduceți aminte, nu credea nimeni, poate nici eu nu credeam, că spunea domnul Sărăciu,
lua să fie la și a spus, până nu are o sfat. Și așa era, că băga presiune și trebuie să băgăm presiune. Doamne, când le faci? Ce s-a fost lumea asta? Eu mai mă trezesc o dată. Bă, ce-a spus domnul consilier cu ăsta? Când ai făcut? Băi, mai fac ceva sau nu mai fac? E foarte bine, sunt foarte bine discuțiile astea. Dar să știți că eu chiar mi-am făcut treaba. Eu chiar am fost implicat în ceea ce am primit. Puteam foarte bine să nu fiu aici. Dar am fost rugat, domnule, apucă-te și fă treabă. Și am făcut treabă, cu bune și cu rele. Să nu credeți că stau de doi consilieri și să țin un consiliu. Mi-a fost foarte greu, cu doi grei politici și eu să vin de unde vin, pe SRO. Și să ținem să putem sta și ducem la capăt lucrurile astea. Și avem trei ani, de când ne încercăm și ne da, cu bune cu rele, vă spun eu. Nu și-au făcut alții aeroporti, nu a rămas unul. Suntem la lângă ei. Suntem lângă comunii care sunt în jur. Și suntem aia care avem gaze și avem un punct. Vorbim, ascultați un pic, vorbim de extindere la gaze. Deci noi vorbim de extindere, nu de... Deci vorbim de extindere. Știți ce înseamnă, da? Avem gaze și extindere. Da. Și vă spun, acele semnături sau cererea cetățenilor, eu trebuie să ajung la Târgu Mureș să vorbesc cu... Să vorbesc cu domnul director, să vedem soluții și să facem un studiu tehnico-economic în care să vină cu toată partea ei și noi. Am făcut școală, domnul Costea. Deci dumneavoastră să spuneați de școala Poiana. De câți ani, domnule, rămas așa școală? De 12 ani! Și am avut, v-am spus că indiferent cu ce risc, mă apuc de ea și trebuie să o scoate la fel. Am spus-o... Școala de la Bălăneasa 2, domnul... Bălăneasa 2 are utilitățile în are WC-urile în încet. Valea Rea, deci Livesat. În Livesat. Școala aia n-a fost conform. Vă aduceți aminte că a stat pe semnătura mea și domnul director? Un an de zile. Că vrea să o închidă. Și la un an de zile am făcut-o, curtea de contul a venit și a mers acolo și a spus, bravo, domnul primar. Foarte bine a făcut. Nu am avut nimeni să te reproșez nimic. Astea nu sunt lucruri. Eu zic că sunt lucruri. Eu v-am întrebat. Bun. Și de ce vreau să vă spun aici? Orice lucru se face, nu mai fac alții care vin. Nu mai face la un veceu la Poiana, face altceva. Orice lucru făcut, fie cum o fi. Nu știu, prioritate, toate sunt priorități. Toate sunt priorități. Prioritatea cea mai importantă pentru mine sunt cele două sate, Bălăneasa și Livezul. Acolo până se face regularizare cu proiect mare și proiect campus, să aducă din sus, de la intrarea din Filipa sau de unde, să ducă apa, să aducă până la Tazlău. Acolo vor fi probleme, vorbesc de Livezul. Iar Bălăneasa nu discutăm. O facem într-o parte, o până la altă, normal cu apa, până nu regularizăm, dar nu cu gabioane. Gabioanele ai 6 ani s-au dus, saldelele s-au spart, ați văzut, la bolocan în față s-au spart, gabioan nou, în câțiva ani s-a dus, la Orișa. Felicitări, bun, dar domnul primar, dar ce faci în mare proiect? Cum faci la B, la Sânturii Dumnezeu, la B6? Păi trebuie să facem ceva, dar facem proiect, degeaba, miliardele alea. Suntem în 6 comuni care avem 4 poduri. 4 poduri pe situații de urgență, ceea ce am raportat noi. Am chemat comisia, am raportat și avem 2 poduri în Bălăneasa și 2 în Livezi. Deci nu le spun eu, sunt proiectele făcute, sunt dați bani de la minister, sunt anunțate. Adică, sunt și lucruri care s-au făcut. Și câți bani ați dat? Ați domnul primar pentru poduri de la Valea, chiar și cum să spun. Nu, am împărțit deci pentru toate 4 poduri, plus... Și câți bani ați dat? 2 miliarde și ceva. Iar trebuie să vedem unde... Nu! Nu pot. Dar dăm drumul la documente și ne facem. Dar aveți bani de proiecte pentru domnul. Bun. Aveți un proiect. Dar ascultați un pic. Da, vă rog. Îți puțin bani 2 miliarde? Îți foarte puțin. Foarte puțin, dar deloc? Bun. Și ce facem? Continuă. Fiecare dată populație de populație îi pasă, spune că facem și o facem. Ce să faci cu 2 miliarde la 4 poduri, domnule primar? Păi venim cu diferență de bani. De ce v-ați spus? Că sunt puțin la drumul. Vă dați seama ce înseamnă un pod? Știți că a fost podul ăsta să-l dați cu 36 miliarde? Vorbim de poduri case, dacă nu vorbim de pod, trebuie să dați loc. Bun, am înțeles, bun, ce era de care se vorbește. Domnule, v-a dat un pod, 1 miliard și ceva, 2 miliarde, acum 5-6, acum mai știi de 100. Da, dumneavoastră, s-a luat de mine. Și eu sunt niște aderați în jur, dar trebuie să dau. Bune, ne referim la gaze. Cum poți fi dumneata care ai făcut gaze, când dumneata ne-ai dat nimica? Gazele sunt făcute din mandatul Giurii Crăciun și a mea ca viceprimar, atunci s-a făcut invizor. Acum se întreabă
Dar ce trebuie să dau domnul? Sigur să mai zic de la sine, domnule, pentru că acel drumul, vă spun acel drumul, nu există, stai la altă apartament, nici n-am mai venit, domnule. Au făcut gana preluată, am luat de mie, să-l prân și așa. Vă mai întreb o dată, domnule, am demandat bani, încă din 2016, pentru potințele de la Brăjoaia, domnule, din bani, din fondul propriu, se poate verifica ceea ce spus, să scrii și verifica. Unde sunt banii aia? Chiar de care din fondul nostru, din fond. Cum mințiți? Cum ne-ați dat la gaza? Deci vorbim pe proiectele care le-a avut azi, dumneavoastră a preluat din 2017 și indignă la de urmă. Indignă la de urmă, nu? Când dumneavoastră e competență, prima. Indignă la Gioric Crăciun sau Gimbic Crăciun sau cine a făcut, că dumneavoastră a venit de mine. Domnule, ați votat, ești prima, ai făcut bugetul. Din câte mi-ai plecat proiectul cu gata? Eu știu că și domnul... Din 96, domnul! Cum ați asemnat un proiect? Din 96, domnul! Din 96 ai plecat bugetul. Așa e, în 2000... Dacă știți dumneavoastră toată istoria comunistă, aici... Am aici documentul... Doamne, mi-a dat un vis, documentul, când subsemnatul era CDR-ul la putere, în plicare și PNL-ul. Da, domnul Solomon. Vorba un pic, în ziua de 21... La voi. În ziua de 21 septembrie 1997, m-am dus la prefectul Silviu Lepter. Am documentul aici. Și i-am spus, domnule prefect, suntem la guvernare. Da, suntem. Gaze la nivez. Da, aveți conductă, trece prin grădinile noastre, două magistrale. O dat telefonul Varujan Vosganian, era ministrul industriei, ministrul tot liberal, liberal, ca să înțelegeți, băi, prin cap, odată, liberal. Ați înțeles că era liberal? Domnilor, și am spus așa, domnul ministru, am bilungul, dar liberal cunosc. O aprobat bilung, domnule primar, o aprobat bilung, cotă de gaze și-o publicat imediat, gaze naturale ale vezi pe primul loc. De ce? De ce acum se umblă cu înșelatul oamenilor din sate, eu, Johnny Crăciun, că pune el gaze naturale? Când, uitați-vă aici, ce vă vorbesc numai din acte, am calitatea de a fi corect. Când în proiectul respectiv era 6 sate ale comunei Livez pentru gaze, iată documentul aici, Gheorghe Crăciun în 2014 a făcut cea mai mare nedreptate celor 3 sate, Poiana, Scăriga, Prăjoaia. Le-a tăiat dreptul de a avea gaze naturale. Uitați aici, spune numai Livez, Bălăneasa și Orșa. Dar și aici, cum dați-mi voie. Dar și aici, cu răutate și cu zgârcenii, ca să nu zic cu demon, în loc să meargă cu, să ducă proiectul până la capăt, unde era, l-a oprit în stația de autobuz. Deci Orșa are 500 de mii. Și-o mai rămas 2 km nepus. Bălăneasa are mai puțin de 500 de metri, până la drumul unei intrăsări. La Livez, până pără la pără. Și mai minte, tot el în autorită. Uitați semnătura lui fraților aici, uitați. Gheorghe Crăciun, primar PSD. Iată ce mi au făcut acestor oameni, eu ninorocit. În 2014, au venit Târgu Mureșu, Sibiu și cu specialiști și au pus centrală. Ocupatul la magistrală. Uitați aici, am documentul. 5 ani au ținut gazul închis. N-am vrut să-i dea drumul pe rețeaua asta. Vă gândiți cât 5 ani din viață ne-am mâncat și din civilizația care o putem avea. Că o locuință, cum e și la Glău, cum e și la Orășa, pe o lună de zile, e fapt real, consumat acum. Îl costă 200 și câțiva lei, că dura 3-4 camere și baie și apă. Ori lemne pe o lună îi trebuia cel puțin de 10 milioane, adică din 1000 de lei. Uitați-vă cine a făcut acest primar! Rușinii peste că se că e și neamul lui care m-a mai născut. Nu mă pot abține, domnule, pentru că am suflet de om. Am suflet de om. Norocul este al lui domnul Ichim Sorin. Aici este. Că pe 5 septembrie 2009,
Deja nu-i cred. Bun. Deci, reiau. Pe 5 septembrie 2019, nu mă broia. Nu mă broia. Apar la el, te-a dat din mine, te-a dat. Pe data de 5 septembrie. Și dacă era tot Ciorni Crăciun, nu era dosar făcut de lungul să-l condamne și de surugiu, două condamnări are, era prima așa azi. Mințea lumea și ținea pe oameni în mizerie, nu pe nivel de europeni, pe nivel antic, că prin antichitate se făcea. Nu, domnul președinte, eu știu că ești președinte și doare, dar poți pleca, dar deja ești între. Să-i făcut mutații în anul. Știut numai de două, trei persoane.
neargumentat, nefundamentat, cu tot felul de sume în diferite conturi, care în momentul când încercăm să cerem explicație, nu prea să reușește să se răspundă ce este vorba, mă abțin. Nu pot să votez un buget despre care nu se explică exact, e vorba de bugetul comun. Atacând cât într-un buget, în fiecare an, se afișează tot felul de sume, de diferite conturi și nu reușim să facem mare lucru pentru comunitatea asta, de asta mă abțin. Atâta timp cât comuna noastră putem bugete și uităm să facem proiecte care să ne aducă bani în comună, mă abțin. Doar pentru, de dragul de a veni Consiliul Local și a face, eu știu, mofturile unora dintre noi, care cred că le știm pe toate. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SGE-100-SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078-1087 din 16.04.2018, inițiat de primar și avit din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Vă rog, favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil, da? Bun. Discuții, dorește cineva să explice? Da. Dorește cu numărul? Discuții, să scrie cineva? Da, cred că o să mă scriu. Cred că sunt. Da. Sigur. Da. Pentru a mai smulge din buzunarul oamenilor ceva bani. Vă mai întreb încă o dată. Ați reușit să încasați banii de la populație în anul 2019? Și dacă este, câți bani ați încasat și câți bani... vă rog. Domnul consilier, eu n-am citit din buzunar. Haideți să avem o discuție pe... Ați mai pus-o iar trei oameni care citeți. Ce spuneți? Dar nu puneți întrebarea acum și atunci a fost asta. Nu de acord să măresc procentul ăla. Trebuie să plătească. Nici nu poți să te duci să... Am înțeles. Dar eu îți
Da. Deci în fiecare an, da, suplimentăm bugetul bani pentru gunoi, tocmai pentru că nu se fac în casete. Ori cei care ne bombardează cu cifre nu știe exact ce este vorba și noi dăm pentru că se dă de treabă, ori nu se încasează bani, sunt două ori, sunt două variante. Asta da cu trei. Anul trecut, deci, anul trecut, anul trecut, anul trecut, anul trecut, anul trecut, anul trecut, costurile.
salariile minime au crescut, domnule? Da, da. Păi? Domnule, adică au crescut salariile. Banii aia nu se regăsesc, domnul Costa. Domnul Sorocea. Dar nu ce face? Domnule, dar ce face? Ce vă zic? Vin noi, asociația, face parte tot, tot județul Bacău. Vrem, vrem noi. Da, să ne ieri, și e cu valul. Vin cu valul. Eu am pus o întrebare. Da, să vă mulțumesc. Nu mai spun acum, adică vreți să-și facă de treabă, nu? Că n-are ce face. E 80 de milioane de lei pe lună
faci și ce de treabă, dă o hârtie care nici nu de competență. Îmi pare rău că e cuvântul așa, dar eu pe acest proiect nu-l pot aproba. Mă abțin. Îmi pare rău și am scris și aici să terminăm o dată cu mările din taxă peste oameni. Dar domnul Lucu, dar ați aprobat. Domnul secretar, vă rog, facă revenire. Lucu își retrage aprobarea. Scriți acolo. Lucu își retrage aprobarea. Păi dacă nu trebuie să peste noi, președinte, e vinovat. Are ce are? Că e șofer, de fapt, nu e altceva. Așa, așa. Hei, eu stau cu mâna sus și el nu mă vede, dar vrei să fiu acolo să mă stui cu picioare în fața ta să mă vezi? Domnul cum i-a văzut? Hei, 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 e de așa, e de așa. Mai pura mai mică. Uite aici așa, tu stai de la una mică, habar n-ai, noi vorbim de 4 ani decât alaltă e. Și foarte bine, vine cum am vorbit, i-a dat unul altul. Altul n-ai vorbit prima dată. Nici ce îmi scuzi, dar s-a contabilizat votul, mai putem reveni. Dar nu se ne vine la nimic. Nu mai putem reveni. Vreau să spun că acum pe cetățeni nu afectează nimic, absolut nimic, să înțeleagă cineva. Dacă aveau cineva de spus ceva, trebuia vota la tață și impot. 7 lei 50 pe persoană nu mai afectează pe nimeni. Degeaba facem politică aici la televizor. Deci, dacă trebuia pe cineva, sunt suplateze tață și impot, să scade atunci. Deci acum vorbim degeaba. Noi nu dăm nimic. Poate nu se regăsește la cetățean. Nu, nu se regăsește la niciun cetățean. Se regăsește la noi în comun, doar banii care noi nu-i să plătim. Noi plătim. Da, atunci. Dar nu îi afectează pe cetățean. Deci, bun, și atunci am întrebat domnul Sorgiu. Astăzi oameni care a devăgat un miliard și am băgat la asta, acum erau bani. Băi, până la urmă, societatea trebuie să-și caseze bani, nu? Dar mai rău este că cineva nu-și face treaba și o casează când trebuie să-l caseze. Și noi, iei banii bugetul local ca să plătești la o societate privată. Trecem la punctul al treilea de pe ordinea de zi, care a fost adăugat ulterior și inițiat de către domnul primar. Da, punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunii Livez și structurilor subordonate Consiliul Local Livez, județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil pentru discuții. Cine să scrie la discuții? Domnul Ionel Suloc. Domnul Costi. Da. Lista s-a închis. Hai la discuții. Hai. Trecem la discuții. Am văzut proiectul respectiv. E un proiect. Pentru că, într-adevăr, sunt foarte mulți angajați în România. În primărie, dar ce se întâmplă? Se întâmplă că este o persoană care casează mult mai mult decât toți ăștia. 8 salarii. 8 salarii. Este vorba de consilierul personal, domnul Gheorghe Crăciun. Acum domnul Florin, nu știu dacă vă deranjează, vă deranjează că vă deschid subiectul respectiv. Bine, nu vă deranjează. Așa. Vreau să-i aduc acum știți tuturor consilierilor locali, că noi, într-adevăr, sunt foarte, foarte mulți angajați, deci care nu-și fac datoria, nu-și fac treaba. Dar persoana respectivă care încasează 8 salarii, chiar nu știu ce rol mai are. Nu știu ce rol mai are omul ăsta. Tai frunză. Tai frunză, dacă. Cum a spus și domnul Lungu, sau a spus la fiecare ședință. De ce să nu-l dăm și pe el afară? Cum ar fi să rezilim și nu-i contractul domnului Echim? Pentru că nu mai are rost aici să te amplim. Adică sunt foarte mulți bani care îi cheltuim pentru dânsul. 1 miliard de ani. Și banii ăia puteam să-i regăsim în altă parte, să facem alte investiții. Eu asta aș fi de acord. Nu știu dacă domnul consiliu ar fi de acord cu chestia asta. Pentru că nu mai are rost omul și trebuia de mult. Eu am cerut acum. Să vă gândiți și la chestia asta, domnul primar. Deci acum vorbim despre domnul difuz. Consilierul primarul are asta. Puteți să... El vine și pleacă cu primarul. Deci ca să înțelegă
angajat pe perioadă este de perioadă. Putem să-l scoatem afară oricând, la orice oră. Ce de ce e primar? Ce face? Da. Primarul de ce ia cerut din dânsul, ia cerut din dânsul. Dacă e de acolo și cu chestia, să gândească la chestia. Acum avem un proiect de organizare. Așa. Acum, cam asta a fost, îl dau cu domnul. Domnul președinte, domnul primar. Știți, tot mereu, de fiecare dată unde m-am dus și când au fost comentarii, a spus că și m-au întrebat lumea că din ce e atât de mulți angajați. Vreau să spun că la primărie, la Pusănești, sunt 10 oameni. Cu tot cu pasul de primărie. Iar am vorbit cu domnul primar, cu Gelo. Și trebuie să suntem 10 oameni. Noi, la primărie, în Vers, aveam 20 și... Cât domnul primar, spuneți? 26 de oameni. Uite de față, stai așa, mă spuneți. Deci, de când am intrat eu, deci când am intrat, vorbesc că sunt eu, au plecat natural, unul cu demisie și restul natural. Noi avem aici la decesă și pensionari. Da. Unul cu demisie, da. Deci nu s-a angajat nimic. Acum 24. Acum suntem 24. Ultima 24 de angajat. Din moșterie, domnule. Cu ceea ce propune. Cu ceea ce propune rămâne 26, cu ceea ce propune rămâne 24. Din moșterie. Deci este un moment în care trebuie să luăm taurul cu oameni și să ne apucăm de treabă. Nu avem bani. Am văzut bugetul și am discutat fiecare, am fost la rumbul. Exact ce spunea și domnul Sfântul. Doamne, nu-s mulți. Și ați văzut. Trebuie să facem treabă. Da. Acum, dumneavoastră... Deci, domnul Marc, dumneavoastră v-ați spus niște capule. Bineînțeles. V-ați gândit, sunteți executivi. V-ați gândit bine. Mă gândesc până ajunge aici în faza asta. Ce oameni nu trebuie să... sau ce postă vor trebui să... Nu vorbim de postul acum oameni. Nu vorbim de postul, da. Bun. Dar eu aș vrea să fiu un pic mai răutăcios, dacă se poate. Păi, normal. Și că n-am când, E greu. Greu pentru persoană, oricare ar fi ea, să ocupe un post și să gândească bine că nu mai lucrează. Este foarte greu. Toți muncim pentru un bucat de pâine. Dar problema fără următoare. Dacă tot facem gestul ăsta, vreau să vă spun că consilierul primar, care face o echipă cu noastră de cel puțin 3-4 ani de zile, e ridică o sumă de bani lunar, de 2-3 ori am acoperit plata la 2-3 angajați. Cred că, dacă tot e vorba că nu avem bani și să facem economie, de ce nu ați v-ați gândit la apropierea lui domnul Busuioc? Prima dată. L-am zis da, bun, și hai, bun, și-o votăm? Bun. Hai să nu trebuie să votăm cu noastră. Nu. I-am cerut domnului primar, dacă e de acord, am leagă, e de ce? Aia de ce? Aia de ce? Consilierul nu contează, ci nu vorbim, am zis că nu vorbim de persoane. Vorbim doar de postul. Nu vorbim de postul. Sigur, vreau să vă spun ceva, pentru că am luat cuvântul. Dacă v-ați apucat un calcul și știți exact ce este vorba, eu am să puteți. Orice proiect. Eu sunt asemenea de fiecare dată am strigat că sunt mulți ani de dată. Așa e, da. Dumneavoastră, da, și eu pe bună de aici, încolo treaba dumneavoastră. Deci. Da. Orice e o secundă, domnul Sfântul, ce-o răspunde? Eu v-am argumentat de când sunt aici. Că orice proiect care dumneavoastră l-ați aprobat sau nu l-ați aprobat, a fost gândit. Și vă spun de ce a fost gândit. Pentru că aceste documente care dumneavoastră și noi toți le semnăm, vor fi contestate. Da? Pot fi contestate sau nu? Dar eu când am plecat de la post, mă aștept, imediat mă duc contestat. Ce se întâmplă dacă contestă? Dacă tot ceea ce vă prezint eu dumneavoastră este regulă sau legal, legalitatea domnului secretar, noi nu venim cu vrăjeală aici. Le gândim tot ce ați primit dumneavoastră. Dacă ați votat sau n-ați votat, dar majoritatea proiectului au trecut în Consiliul Local cu majoritatea care este, dar n-am avut probleme. Am avut uneva probleme? A fost undeva de chemat cineva, domnul, să-mi spuneți? Nu. Deci de asta v-a spus. Și aici am încheiat subiectul. Doamne, subiectul. Deci aici vorbim cu Consiliul Primar. Consiliul Primar există ca organizat ca fost. Dar el poate fi dat afară și nimic dacă vrea. Nu trebuie să mă întreb dumneavoastră. Nu trebuie să fie nimic. Nu, primarul trebuie să trebuie. Este angajat orice primar. Nu, dumneavoastră, dar sunteți? Dar noi, ca și consiliar, ce chestia asta? Ai discuții?
da. Deci dacă un primar vrea să se consilier, dacă nu vrea, nu știu să-l nu am nicio problemă. Este angajatul personal al primarului, să înțeleagă. Dar eu cred că primarul, eu cred că Sorin acum să discută, știi, că ai treaba voastră de aici în mine. Eu vă răspund de ce v-am vrut să nu am vrut. Da, spune domnul. Da, scot, vă rog. Da, poate să. Domnilor. Ești de acord cu propunerea? Nu. Proiectul este binevenit în sensul că populația ne critică pe noi consilieri că sunt prea mulți angajați în primărie. Domnul primar este între Ciocan și Nicova. Bugetul este mai mic. E mai mic. Dacă este mai mic, trebuie să facă ceea ce face marinare. Când vede că se neacă vaporul, aruncă și mâncare. Și o scurge și tot ca să... Deci, dânsul trebuie să scoată salariații primării până la următorul buget, să-i scoată cu salarii. Când îi dă în judecată dacă nu e plătit. Și are dreptate, nu? Bun. Deci, nu face din bună plăcere această modificare de organigram. Nu o face din plăcere, o face dintr-o strictă necesitate. Dar, vine un dar aici. De ce să scoatem o persoană care are un salariu mititel numai de nu știu ce și să nu scoatem o persoană care încasează 100.000 de lei pe an de comandă? Face un pod, face o clădire, nu știu ce mai faci cu banicie. Adică, o persoană care de-abia, dacă îi ajunge cheltuielile lunar, este, să spunem, redus. Asta e treaba executivului. Dar eu îmi pun problema. Oare n-ar fi mai bine să reduceți postul ăla care încasează bani nesimțiți și nemunciți? Mai avem și două dosare penale condamnate definitiv. Domnul primar, nu vă face cine este această persoană. Dacă nu era condamnat, nu mai ziceam nicio nimic. Dar nu, și dumneavoastră, în principiu, ați luat dovadă din 2017, când ați preluat, fără să candidați, ați preluat primăria, era necesar. Și dacă nu o făceați, nu făceați un mare rău comunic. Dumneavoastră ați luat dovadă că aveți capacitatea. Nu vă trebuie niciun fel de propria. Nu vă trebuie creierului, că creierului are aplicație spre penal. Și nu vă trebuie dumneavoastră, domnul primar, cu toată simpatia, nu vreau să vă deranjez, dumneavoastră de decidere, sunteți un donator de credit. Dar eu cred că e bine să lăsați o persoană care are un salariu mititel numai atât, dar și să scoateți o persoană care nu are treabă și să încasați așa. Da? Asta ar fi logica. Nu? Deci, ca urmare, dumneavoastră de decidere, domnul primar. Mulțumesc, domnul consilier. Și are destul fabrică de peleți, și are avere, și are mașini, și are păduri, și are jelacuri, are foarte bine. Supunem la vot proiectul. De hotărâre privind modificarea organigramei și a dat privind. Cine este pentru vot? Este cineva împotrivă? O să mă abțin eu. Așa. Deci avem așa 14 oameni. Moțiunea Priorel s-a abținut. Bun. Dacă colegul s-a abținut, domnul secretar, la numărătoare, mă abțin și eu. Da. Dar nu se mai abținut. Ba, ce să fac? Atunci, doar domnul președinte poate să reia procedurile. Ce sunt? Am votat odată. Se revine și asupra unui hotărâre de guvern, dar pe asupra unui vot la o secundă la alta. Domnule, pe coapă, ești în afară. Ai ce vizi, mă? Ești în afară. Cine este pe? Și dă după tine. Băi, mă, suntem că urmăs. Deci, câte voturi s-au văzut înregistrat? 32. 32. 32. 2, 3. Bun, proiectul a fost aprobat de 3 voturi, 13 voturi pentru și 9 opțiuni.
ședința închisă.